Reprezentanții partidului care a produs cea mai mare surpriză la alegerile parlamentare de la începutul acestei luni au revenit în Olt la Slatina. În cadrul acțiunii Caravana Recunoștinței, ei au vrut să le mulțumească oamenilor pentru că le-au acordat încrederea. Pentru prima oară în 31 de ani, oamenii aleși de poporul român se întâlnesc cu poporul care i-a ales imediat după alegeri. Mulțumiri alegătorilor care au pus ștampila pe candidații AUR au transmis și liderii organizației județene, clasată pe poziția a treia la scrutinul parlamentar, chiar dacă rezultatul de peste 6% din voturile electoratului nu a permis trimiterea niciunui candidat în Parlament. Ele au cerut oltenilor să dea dovadă de curaj și să li se alăture pentru a crește această structură. Am ieșit după foarte multe piedici și probleme pe locul 3. Dar asta se datorează în ultimul rând tuturor patrioților din acest județ care au crezut în noi și care ne-au dat votul fără a fi reținuți și fără niciun fel de remușcări. Drept urmare, atâta timp cât facem parte din această echipă, suntem direct răspunzători de acest județ și vom fi la dispoziția fiecărui cetățean din acest județ și din acest județ și oraș minunat. Noi suntem cel mai bun exemplu pentru fiecare dintre voi, ca să aveți curajul, să fiți alături de noi, să veniți alături de noi, să mergem, să facem o campanie în tot județul, exact cum am făcut-o noi, din poartă în poartă, stând de vorbă cu oamenii, pentru că asta este singurul lucru care ne-am dat, credința că oamenii sunt la fel ca noi. Singurul candidat AUR din județele Olteniei care a ajuns în Parlament este Ringo Dămureanu. El le-a promis participanților la întâlnirea cu reprezentanții partidului că îi va reprezenta pe toți și le-a cerut să-i transmită problemele lor prin liderii organizației județene. Tot acesta a dezvăluit și țelul AUR pentru viitor. Gândiți-vă cât sunt îndeaproape de o guvernare pe care AUR o va realiza. Vă asigur că AUR va intra la guvernare în cel mai scurt timp când sunt întrunite aceste condiții, să putem să facem noi un guvern cu prim-ministru desemnat de noi, cu miniștri desemnat de noi și nu cu așa numita stângă sau așa numita dreaptă care știți ale cui interesele reprezintă. Alți reprezentanți ai noii formațiuni politice au criticat dur politica marilor partide care au guvernat țara în ultimii 30 de ani, le-au cerut românilor să taxeze toate deciziile pe care le consideră împotriva lor. Ei au îndemnat să le fie alături pe viitor pentru că Alianța pentru Unirea Românilor îi va reprezenta pe toți românii, indiferent unde locuiesc, și va milita pentru drepturile lor.